Ascultă postul de radio studențesc Unda Liberă. Cât de frumos ar fi la pupitru după o scurtă vacanță, deși nu atât de scurtă, 3 săptămâni este un termen destul de lung, dar iată că suntem aici, eu, Irina Ungureanu și colegul meu Ion Anușca, vă spunem bună seara, iar timp de o oră veți avea parte de compania noastră și a invitatei care se va alătura un pic mai târziu. Vă spun și eu bună seara și vă îndemn să lăsați la o parte toate ocupațiile stresante. Intrați pe radioundalibera.com și ascultați online emisiunea pre-weekend, iar în căsuța cu comentarii vă rog să ne lăsați părerile și obiecțiile voastre. Rămâneți cu Unda Liberă! Radio studențesc Unda Liberă. Iată că am revenit și să știți că în vacanță, cât noi am trândăvit, restul populației din țărișoara noastră a muncit de zi ori de zi și nu doar vedetele noastre s-au chinuit cu concerte, prezentări, care au filmat clipuri noi, să știți că avem multe lucruri să vă povestim interesante. Păi iată că cât a fost vacanța, Diana Rotaru a zis că nu se va odihni deloc și a muncit intensiv pe Facebook
pentru că zilele acestea și-a afișat posteriorul și alte părți ale corpului. Deja Ion se râde probabil că primește poza. Da. Păi poza asta a incitat doar fantezia bărbaților, dar a trezit și unele comentarii nu prea frumoase din partea domnișoarelor. Se pare că fetele cam o invideau pe blonda sexy. Dar iată că Diana nu aduce noutăți doar cu părțile corpului, aduce și noutății din cariera sa, pentru că în sfârșit a destenuit numele producătorului român, care colaborează cu mai multe vedete precum Andreea Balan, Cheo Amateo și mulți alții. De fapt, Florin Nedelcu este un producător foarte celebr în România și Diana noastră are un foarte mare noroc. Și atunci când a fost la noi în emisie, nu a dorit să dezvolte numele producătorului său, dar iată că acum a făcut public numele acestuia în presă. Presa imediat a preluat pozele date și a creat o știre din ce face Diana acasă. Am înțeles că vedetele, cei ce postează pe Facebook, postează mai mult pentru presă. Adică nu sunt mediatizate, postează și pe Facebook și a doua zi apar știri cu ele. Păi să știi că mai avem încă o candidatură la premiul de cel mai harnic om, cel mai harnic artist, de fapt, al showbizului moldav. Cine crezi că e? Ionel Istrati. E normal. Ionel Istrati este și el foarte activ pe internet. De fapt, el în permanență postează poze cu domnișoare care mai de care, dar iată că recent a postat o poză în care se sărută cu una dintre ele și mulți au speculat că ar fi Xenia Deli. De fapt, aseară a postat o poză în pat cu Xenia Deli, urând noapte bună tuturor. Am văzut-o și n-am mai dormit. N-ai mai dormit. Afrânt inima tuturor bărbaților care visau să cine o cucerească pe Xenia Deli. Iar Ionel afrânt inimile tuturor fetelor care sunt fanele lui și îl așteaptă cu mare drag. Dar iată că Ionel Istrati de fapt apare în poze cu diferite domnișoare, dar cel mai des apare cu una dintre fetele care s-a filmat în videoclipul Eu Numai Numai, care nu este Xenia Deli, așa cum a speculat presa, și iarăși toate site-urile de socializare, toate posturile TV au dat iarăși știrea că Ionel Istrati se însoară și lasă casă strada. Tu ce zici? Se însoară Ionel Istrati, soară și PR? Nici nu știu ce să mai cred. Probabil se însoară. Nu știu, poate ar fi mai bine pentru el. Nu, eu zic că nu se însoară Ionel Istrati și încă mult timp ne va bucura cu piesele sale. Dar eu zic că între timp să ascultăm Carbon și Smiley cu o piesă nouă care va ridica dispoziția tuturor ascultătorilor care sunt în această oră lângă noi. Rămâneți pe Radio Unda Liberă. Bobolanică, vingolanică, cu atitudine balcanică. G-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, dar abia acum începe s-o desfacă. Dă 10 boxe d-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două d-alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea ta din numeri și din picioare, da o dă tare. Că ne place o dântare, GW ghișine, trebuie s-o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astăseară avem efecte speciale. În continuare, îl pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. Nu, doi am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Că ne place o dântare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare.
bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi? Să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă danasol. Când te plictisești de terasa de la City Mall. Văd în culori de zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare. Te audă tare. Când ne place o cântare, noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Noi dăm tare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Ascultă postul de radio studențesc Onda Liberă. Irina, eu cred că e momentul să lăsăm vedetele noastre la o parte și să discutăm despre lucruri un pic mai importante, mai interesante. Hai că știu că e ceva interesant pentru noi. Da. De exemplu, am auzit, după 10 ani de pauză, circul din Chișinău a revenit din nou la el acasă cu un spectacol de revelion intitulat Duba și Buba într-o călătorie în jurul lumii. Copiii, dar cred că mai ales adulții, i-au putut reîntâlni din nou pe echilibriștii, gimnaștii și clownii care le-au făcut copilăria mai interesantă. Aceștia, din câte am auzit eu, s-au adunat din nou din toate colțurile lumii pe o scenă din Moldova pentru a prezenta acele numere care i-au făcut cunoscuți. Totuși, eu cred că ar fi fost mult mai frumos dacă prezentarea lor s-ar fi desfășurat pe o scenă, pe scenă, mai bine zis, a teatrului din Chișinău, care tot am auzit zilele acestea că din lipsa nepăsării altora va mai rămâne în păragină încă un an de zile. Păi și cu circul nostru ce se aude? Erau niște lucrări de renovare a clădirii. Doar că nici anul acesta, nici 2014, nu sunt fonduri pentru el. Adică pare a fi ca un teren, adică ca stadionul național. Păi doar lasă că vin din nou alegerile și noul cap al statului sper că va renova circul nostru. Să sperăm. Tot am mai auzit că pe data de 4 ianuarie la Chișinău, tot pentru prima dată, cei mai buni studenți moldoveni din străinătate au fost premiați în cadrul galei studenților originari din Republica Moldova. Câștigătorii au fost desemnați în urma concursului de dosare Excelența Academică pentru Moldova, care a fost organizat în perioada 1 octombrie-1 decembrie 2013. În total au fost decernate 11 premii întâi, 21 de mențiuni pentru cele 4 regiuni, adică Europa, America, Canada și alte continente, precum și premiul pentru cel mai bun student moldovean la categoria Arte, premiul Simpatie echipei de organizare și premiul special al prim-ministrului Republicii Moldova. Scopul general al proiectului este de a face cunoscute în Republica Moldova rezultatele academice excepționale ale studenților noștri care învață în străinătate, iar obiectivele principale constau în identificarea, recunoașterea și promovarea celor mai buni studenți originari din Moldova, care învață în afara țării și care au atins rezultate remarcabile la nivel internațional. Ne mândrim și noi cu studenții care sunt peste hotarele țării și ne reprezintă acolo cu mare mândrie. Eu vă propun să rămânem cu Vescan și Alina Eremia cu o nouă piesă care, de fapt, a spart topurile atât în România cât și la radiourile de aici din Republica Moldova. Rămâneți în continuare cu Pre-Weekend pentru că exact peste 35 de minute va veni și Tatiana Spânu care ne va prezenta o nouă piesă direct aici la Radio Unda Liberă. În exclusivitate, da? Exact. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Iau, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și în inima mea. Rămâi în mintea mea, acolo undeva,
Și atâtea zile, ani grei. Dar acum te știu eu, tu sigur ești ok. Da, sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu, Oren, și eu te-aprobam. Dădeam din cap că te-nțeleg, când de fapt nici nu te-ascultam. Now, aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? Radio studențesc Unda Liberă. Ascultă postul de radio studențesc Unda Liberă.
Iată că am revenit aici pe Unda Liberă, emisiunea pre-weekend și studioul nostru iarăși îl înfrumusețează o blondă extraordinară. Se pare că în 2013 am finisat și am început cu blondele și în 2014 iarăși intrăm cu blondele. Se pare că ele ne port nou succes. Tatiana, bună seara și bine ai venit la noi! Da, probabil ai intrat noi și te-ai speriat. Stau toți, vorbesc, se zâmbesc. Este o atmosferă plăcută. Ei, atmosferă de lucru. Da. Cum ți-ai petrecut tu sărbătorile de iarnă? În concerte, în muncă sau cu familia acasă? Inițial mă gândeam să lucrez, dar am ales până la urmă să petrec cu prietenii și de fapt a fost cel mai tare revelion pe care l-am avut, eu cred că vreodată, pentru că acasă la mine a fost foarte multă lume, peste 20 de persoane ne-a vizitat și a fost ceva deosebit. Acum că sărbătorile au trecut, ce drept o perioadă de sărbători cam lungă, ce planuri ai pentru 2014? De fapt, lucrul meu chiar a început după sărbători deodată, pentru că acum lucrez la lansarea noului meu videoclip. Deja s-a filmat în mare parte, am avut filmări în data de 8 și 9, două nopți foarte grele de lucru. Și acum muncesc pentru lansare. Pe 4 februarie este data pe care am ales-o pentru că este ziua mea de naștere și am să fac două evenimente în unul. Și este foarte mult de lucru, dar îmi place ceea ce fac și sper să iasă așa cum îmi doresc eu. Videoclipul l-ai filmat la noi în țară sau ai ales din nou o destinație în afara țării? Am ales de data asta un hotel. Din Chișinău, da? Da, și va fi imagini din bucătărie, din dormitor, din baie. Vor fi imagini mai intime? Va fi ceva nou pentru mine. Bărbații și... se vor bucura din nou după o fotosesie foarte frumoasă la descoperită frumos. Va fi în acel stil. Wow, ok. Primul va fi primul care va primi clipul. Și... și deja am ales asta pentru că am observat că lumea le place și merge chestia asta și am decis de ce nu să fac imagini dezgolite. Ceva ce prinde la public, da? Asta e. Piesa e scrisă de compozitorii noștri sau ai apelat la cineva de peste hotare? Pentru că acum e la modă, e în vogă, artiștii noștri toți vin și se laudă. Am o piesă scrisă de un producător din România sau... și mai departe? La moment este un compozitor la noi destul de talentat, pe care îl apreciez, se numește Smoli și cu el am ales să lucrez la această piesă. Este o piesă în limba română, așa am ținut eu să fie, și se numește Supermodel. Ca idei mi-aparține mie, dar textul este Gloria. După un timp, adică ai cântat mai multe piese în engleză și acum te-ai decis să te reîntorci la limba română, da? Da, pentru că în acel moment asta se cerea. Iar noi întotdeauna trebuie să ținem cont de ceea ce dorește publicul. Dar, desigur că limba noastră, este limba română, este cea mai frumoasă și trebuie cântată. Păi eu propun să ascultăm o piesă de-a ta care se intitulează Departe de tine. Vă rămâneți pe Radio Unda Liberă pentru că revenim în câteva minute. Departe sunt de tine și dispare.
Ascultă ce e mai bun pentru tine. Radio and its best. Onda Libera. Am înțeles că pe plan muzical ai ales să mergi pe cont propriu. De ce? Citisem niște articole cu tine unde tu ai declarat că ai ales să mergi pe cont propriu. Pentru că îmi place să fiu independentă, în primul rând. Și nu-mi place să depind de programul cuiva. Eu sunt șefă pe mine și fac ceea ce vreau eu. Astăzi mă trezesc, mă duc la lucru, astăzi nu. Știi, este plăcut și până când eu reușesc să le fac pe toate. Și când nu o să-mi placă să-mi fac programul mie, atunci am să decid să fie și altcineva. Nu te gândești că un manager sau un contract cu o casă de discuri ți-ar propulsa cariera? Nu de la noi, da, ar fi bine. Din România? Da. Majoritatea acolo aleg. Da. Chiar acum a fost o discuție cu cineva și săptămâna viitoare merg să discut cu o persoană de acolo și începem lucrul, dar nu vreau un manager de la noi. Bani, eu sunt managerul meu, muncesc și fac. Tu singură investești în cariera ta. Da, de ceva timp, până acum părinții m-au ajutat, dar de ceva timp, de peste un an, eu singură eu sunt șefă pe mine, pe banii mei și pe cariera mea. Se primește Republica Moldova să faci bani pe asta? Pe muzică, pentru că se plâng majoritatea. În fiecare domeniu, dacă știi cum să faci și ce să faci, din tot îți scoate bani. Bravo! Ion, învață-mă! Deci nu știi cum te vrești pe tine. Poate Tatiana devine managerul tău cu timpul. Apropo, nu te-ai gândit ca peste ani să devii și tu manager, să promovezi și tu pe cineva? Da, era așa o idee, dar doar că până când... Deja ești cu experiență. Aș putea, dar nu știu, timpul pe care l-am vreau să-l investesc în cariera mea, cum s-ar spune. Dacă tot suntem în cadrul Universității de Stat, știm că și tu ai finanțat o facultate, doar că la Academia de Arte. Mm-hmm. În ce măsură te ajută sau te-a ajutat diploma ta de acolo să te realizezi ca artist? Cum să spun? Diploma m-a ajutat ca și personalitate. Câteodată mi este dor de profesorii de acolo, de colegii de acolo, pentru că doar acolo am învățat să fiu eu și să gândesc altfel. Și cu timpul chestia asta se uită și chiar citesc foarte multe articole care am scris pe timpul studenției și îmi dau seama că eu ca și personalitate nu mai sunt aceea și îmi pare rău, pentru că puțini ani de studenție îți oferă nu doar note și diplomă, îți oferă cunoștințe și gândești altfel. Deci, pentru tine facultatea a însemnat o schimbare de mod de a gândi, de a-ți administra propria persoană. De fapt, eu anul întâi, când am fost, eu aveam 17 ani și acolo am crescut împreună cu colegii mei, erau minim 19, 20, 24, nu știu, la masterat a fost și doamnă de 40 de ani și de la ei am învățat foarte multe, pentru că ei gândeau altfel, eu venind din Elăveni, de la o școală simplă, aveam și eu gândirea mea. La început a fost cam greu, dar mulțumesc pentru că am crescut mai repede. Colegii mei de 17 ani se duceau la întâlniri cu după școală, dar eu altceva făceam, eu munceam. Eu am început de la 16 ani să fac prima piesă, primul meu videoclip. Am făcut toate singură și asta m-a ajutat și acum pot să deschid orice ușă vreau eu și nu mi-e frică. Nu aștept ca să vină un manager să ducă undeva. Pot să o fac eu. Da. Exact. Faci singurică. Bravo! Mersi! O întrebare care o acordăm noi tuturor invitaților noștri. Ai chiulit de la ore? Sau ai fost cea mai exemplară elevă din clasă? Era un profesor, îmi spunea că... Întâi eu întârziam eu. Jumătate de oră. Unde ai fost? Băi, a venit vedeta noastră. Și eu credeam că el așa, o spune într-un mod cam... Și el îmi spunea, de fapt, destul de serios, pentru că îmi spunea că... Să te duci la un concert, să privești un concert, este o experiență mult mai bună decât să vii la lecția lui să o asculti.
pentru că era în același domeniu. Noi făceam management artistic și era o practică să te duci la un concert să vezi cum totul iese. Interesant. Mai mulți profesori. De ce gen? De fapt, noi ne estimam reciproc și eram ca și colegi. Noi vorbeam la tu pentru că ne stimam, fiecare din noi era o personalitate. Era în grupă la mine Doinița German, multe nume și fiecare ne ajuta una pe alta și ne duceam la, noi organizam concerte, ne duceam la fiecare concert organizat de fiecare, era o experiență de neuitat. Deci ați fost o grupă a vedetelor de la început. Da, a fost interesant. Ceilalți colegi care încă nu erau promovați în domeniul dat, nu te invidiau, nu îți scoteau vorbe, bârfe? În perioada liceului, când am început eu, mi-a fost foarte greu pentru că fiecare, eram altceva, altcineva. Și piesele mele se auzea la radio, la TV și era foarte, foarte greu. Mă invidea și nu aveam prieteni, de fapt eram singură. După care Academia de Arte m-a învățat că oamenii pot fi și buni. Și eu eram în grupă 16 fete și un băiat, nu am văzut nicio invidie din partea nimănui și cu fiecare am prietenit. Și asta m-a mirat, pentru că am văzut prietenia în ochii fiecăruia. Păi iată că am înțeles că toți oamenii de la Academie de Arte sunt magici, la fel ca și piesa ta care o vom include chiar acum. Voi rămâneți în continuare cu noi la Radio Unda Liberă. Ascultă! Ascultă! Ce e mai bun pentru tine? Radio and its best. Unda Liberă. Thank you.
Ascultă postul de radio studențesc Unda Liberă. Am revenit în studioul de radio Unda Liberă împreună cu Tatiana Spânu, care este invitata noastră de astăzi. Știi ce am vrut să întreb eu pe tine? Unii din invitații noștri la întrebarea asta m-au privit cam straniu și nu mi-au răspuns. Da, da. Poate și întrebarea e un pic cam rea, cam dură. Să vreau să întreb de ce, nu știu, interpreții de la noi nu fac melodii sau piese pentru publicul internațional, de exemplu. Toți se bazează doar pentru publicul de la noi, fac piese cum le fac ei, cu câteva sute de vizualizări pe YouTube și mereu dau vina pe publicul mic, pe orașele mici, că nu ai pentru cine. Adică, în viziunea lor cum este? Public mic, piese rele sau... Nu pot să înțeleg. Ideea e că noi fiecare facem piese și dorim ca să ajungă, nu știu, peste mări și țări. Niciodată nu știi care piesă va prinde. Da, dar ne uităm, nu știu, la români. Toamna asta am rămas uimit. Nu fiecare piesă, oameni pe care nu i-am văzut niciodată, despre care n-am auzit nimic, scot hituri. Hai, șlagere nu pot să le spun, că s-o să vedem peste ani, dar hiturile scot, milioane de vizualizări strâng. Păi, eu spun că niciodată nu știi care piesă va prinde. De asta noi și facem multe, multe piese. Poate una... Va prinde la public și, cum îmi spunea un compozitor care am lucrat eu foarte mult, Viorel Țicănaș, mi-a spus că într-un lift încap opt persoane și a noua nu încape, uite și aici e la fel. Europa sau peste hotare, deja toată piața este prinsă cu interpreților, cu managerilor, cum vorbeam adineauri, și dacă să vii și tu cu o piesă, ea trebuie promovată în primul rând și promovarea costă foarte mult. Poate nu doar mii de euro, dar chiar și milioane. Deci ar trebui mai întâi, ca să înțeleg eu, un manager de acolo sau un contract cu o casă de discuri care și te desigur promoveze. Și studiourile de peste hotare sunt altfel, un sunet mai bun. Totul se rezumă aici probabil la bani și desigur și la o idee genială. Da, până la urmă cred că ideea este în primul rând, că bani oricare are, că și eu pot să mă duc la români, scot niște bani, dar idee nu prea am în muzică, nici voce. Păi cum fiecare își promovează un produs când face un business, are nevoie de bani pentru a fi promovat, ca să aibă succes și ca să facă acel produs cât mai bun. Uite, eu fac comparație cu show business-ul, pentru că este la fel. Tu ești un produs, el trebuie promovat, trebuie investit, trebuie foarte mulți bani pentru imagine, piese bune și restul. Eu sper că maxim un an o să avem și noi piese bune și o să ne mândrim cu interpreții noștri, cu melodiile interpreții noastre. Interpreții noștri la fel... cum și un exemplu de Dan Bălan, care a ajuns cu o piesă în limba română peste hotare, sau mai știu, Sasha Lopez, la fel. El a încercat foarte mult, el nu a prins din prima. A făcut foarte multe piese, a încercat și a reușit. Cred că fiecare de noi trebuie să facă acest lucru și să promoveze ceea ce avem peste hotare. Cum faci tu trecerea asta de la muzica ușoară, sau nu știu cum să-i spună, piesele astea mai liniștite, uh-huh, la muzica de club, ca de exemplu piesa Selecta sau altele care le-ai tu un pic mai dinamice. E un pic dificil, adică, de exemplu, dacă tot comparăm cu cei de peste hotare, acolo dacă e cântăreață de muzică hip-hop, e hip-hop, dacă e rock, e rock, uh-huh, dacă e muzică de club, e club. Tu cum, le mixezi pe toate? La mine, uite, eu nu fac muzică ușoară, nu fac muzică retro, nu fac muzică pentru nunți. Este altceva, este la fel muzică de club, unde se predomină și împreună cu muzica de suflet, cu versuri bune, este la fel ceea ce iese până la urmă. Muzica electronică, muzica electro a fost ideea lui Viorel Țicănaș și mie mi-a plăcut, pentru că la momentul acela se cerea, 2008-2009. Ceea ce ar fi pentru mine ar fi piesele de suflet. Asta îmi place foarte mult. Mulți au început cu nunțile și cu mătrile. Tu? Eu nu sunt pentru asta. Nu ai fost niciodată la evenimente de
Da, unde sunt invitată, mă mai duc. Cu piesele... piesele mele. Ale tale. Da, eu nu cânt muzică retro. Este un principiu, nu-mi place. Deci, dragii mei, dacă doriți să aveți pe Tatiana Spânu la o sărbătoare, atunci să știți că vine cu bagajul de muzicuță proprie, special pentru dumneavoastră și ca un exemplu de ce puteți asculta, vine o piesă din partea Tatianei, rămâneți cu noi în continuare. Radio studențesc Onda Liberă. Iată că am revenit aici pe frecvențele de la radio Onda Liberă. Împreună cu noi reamintim că este Tatiana Spânu, care a venit nu doar ca să o ispitim noi cu întrebările noastre chinuitoare, dar și cu o piesă nouă. Tatiana, piesa ta a mai fost lansat anterior undeva sau suntem primii care o vom audia și vom oferi publicului larg? Eu am ținut să nu lansez această piesă, am vrut să fac împreună cu videoclipul, dar uite că este pentru prima dată la un post de radio unde se va auzi. Wow, băieților, vezi? Noi suntem cei mai buni. Și eu fac cu plăcere. Să moară vecinii. Să moară vecinii care e peste perete. Dar cine e peste perete? Aici te vine, nu. Și
am mare așteptări de la această piesă, pentru că are un text mai deosebit. De fapt, cine ți-a scris textul? Și a fost ideea mea. M-am gândit foarte mult la această idee. Un an de zile am făcut pauză pentru că nu vreau să scot o piesă, pur și simplu. I-am spus ideea Gloriei, unde ea m-a înțeles și a făcut ce m-am gândit eu. Iar la această piesă am lucrat cu Smolin. Și în data de 4 februarie lumea va fi, de fapt va fi lansat atunci împreună cu videoclipul. Oficial, da, deja, da, 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 da. Dar acum aș vrea să o ascultați voi. Faci o sărbătoare mare cu lansare, da, fastoasă. Va fi și ziua mea de naștere și am spus că de ce nu să fac 2 în 1. Bravo! Atunci așteptăm cu toții 4 februarie pentru a vedea și videoclipul. Pe internet când apare? La fel, pe 4 februarie. Da. De ce 4? Pentru că această cifră este una norocoasă pentru mine. Să spun de ce. Am să dau câteva exemple. 4 februarie sunt născută. Am pe 4 februarie 24 de ani în 2014. Și chiar în locurile unde eu mă duc, întotdeauna, chiar și o cameră de hotel unde plec, totul figurează cifra 4. Și cred că este o cifră norocoasă și am ales în acest an să fac lansarea anume pe 4 februarie. Uțărăm și noi succes și cu cifra de 4 în continuare și cu piesa ta nouă. Dragii noștri, piesa va fi lansată și pe pagina noastră de Facebook, să fiți activi acolo pe pre-weekend, pentru că pe data de 4 vom fi și noi acolo online și vom posta videoclipul tău nou. Și anume, eu acum lansez un concurs chiar astăzi pe pagina mea oficială, unde cine va ghici cu cine apare în această piesă în vocea masculină va fi invitat automat la lansarea mea de videoclip și îl așteptăm cu drag pe fiecare. Dar de ce am spus să nu lansez piesa până atunci? Pentru ca lumea să nu-și dea seama. Dar este fac o excepție și sper că după voce va fi recunoscut și va veni. Deci ați auzit cu toții, fiți activi, Ion deja pregătește urechile. Vrei la lansare, da? Vrei? Da. Eu zic că dacă te porți frumos cu Tatiana astă seară și o conduci până jos la ușa, acolo la ieșire, poate câștigi o invitație, cine știe. Da? Bine. Da, bine. Tatiana, noi îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și că ai decis să lansezi anume la noi la radio piesa ta nouă. Te așteptăm și cu alte ocazii să vii. Cu plăcere. Noi desigur că te vom mai invita și chiar dacă pleci peste hotare, să revin înapoi acasă, pentru că Radio Onda Liberă va fi mereu cu ușile deschise pentru tine. Dragii noștri, aceasta a fost și ediția din această vineri. Noi ne revedem, ne reauzim de fapt vinerea viitoare la aceeași oră aici pe Radio Onda Liberă. Ioana, ne spui și tu la revedere? Da, o seară bună. Sau deja te gândești bună la invitația? Da, care eu deja sunt cu Tatiana. Sunt cu gândurile mele. Seara bună tuturor, un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și, nu știu, sâmbătă și duminică să capete câte mai multe puteri pentru o nouă săptămână. Rămânem cu Tatiana, spun o piesă super model aici la Radio Onda Liberă. Cafeaua